Dragilor, bine v-am regăsit. Florin Păscaru, nebun, vă salut. S-a terminat prohibiția. Trebuie să ieșim la pescuit. După ploile astea, în perioada în care filmăm, nu se poate ieși totuși pe Dunăre cu barca, deoarece avem informații de la prieteni că sunt foarte multe gunoaie și foarte multe mizerii și apa este destul de crescută și ar fi păcat să stricăm o ieșire doar de dragul de a ieși. Dar nu stăm acasă. Ne propunem să ieșim, mai ales că am motorizat de curând bărcuța. Am făcut ceva probe, dar e bine dacă mai facem o dată de două ori probe și înainte de a ieși pentru o perioadă mai mare de timp și o distanță mai lungă față de civilizație. Nu mi-e frică. Motorul are istoric bun, are tot ceea ce îi trebuie, este un motor aproape nou, dar știți cum se întâmplă. Să revenim la ale noastre. Mi-am propus mâine să ies pe Znagov, singur sau cu un prieten. Un prieten de, dacă îmi răspunde la telefon și va merge cu mine, de 83 de ani. Ca toate partidele reușite, sunt cele până pregătite pe repede înainte. Am venit de la servici și ce să fac eu, având o sâmbătă și o duminică liberă, decât să mă duc mâine, sâmbătă fiind, să mă duc la pescuit. Și unde mă duc? Pe Znagov. Câteva râme din ferma proprie. Sper să găsesc și ceva viermuși mâine dimineață să cumpăr. Am ceva turtă dulce. Asta e altă, pentru altă filmare am să vă arăt. Am să fac și o nadă din turtă dulce, dar mai pregătesc arpacaș. Nu știu dacă ați pescuit vreodată la arpacaș. Nu pescuiesc de foarte mult timp, dar am avut, cum să spun eu, plăcerea de a prinde pește frumos la această cereală. Suntem, am uitat să vă spun, suntem în umilul meu atelier, un garaj modificat 100% numai și numai pentru pescuit. Deci, numai și numai pentru pescuit, după cum vedeți, am scos perelatele de pe la bărci, le punem la aerisit, am scos cazarmamentul, ne pregătim de atac pentru sezonul ăsta. Revenim la ale noastre. Am o pungă de arpacaș din care am mai dat, nu arăt să facem reclamă, dar de ce vreau să vă arăt, încercați să căutați punga asta cu albastru. De ce? Pentru că e un arpacaș întreg, nu știu dacă se vede. Nu știu dacă se vede, cred că am poziționat destul de prost. Deci este un arpacaș cu bob întreg, am să încerc să poziționez mai bine telefonul. În speranța că acum vedem ceva mai bine. Deci, cum v-am spus, pentru astăzi rețeta este destul de simplă, totul ține în timpul pe care îl punem și lăsăm să fiarbă. Trebuie ținut cont că eu de obicei îl mai las și după ce a fiert, acoperit puțin în apa lui fierbinte pentru a atrage apă și a se umfla cât trebuie. Nu trebuie făcut nici foarte moale, nici foarte tare, pentru că fiind foarte moale nu va sta nac, fiind foarte tare cârligul va străpunge baba și o va sfărâma. Avem nevoie de aragazul nostru de campanie, de un tuciuleț, ceva apă. Da, care e apă de ceva timp, de vreo săptămână ceva, și m-am asigurat că nu miroase. După cum v-a spus, de arpacaș și de voie bună. Eu pun la ochi, în cazul de față, circa vreo două spumiere, cum sunt acestea. Nu fac altceva decât după ce am pus arpacașul și totuși nu se vede. Suntem la limita zilei cu noaptea și lumina ne face ceva probleme. Avem și o lumină artificială, dar nu ne ajută cu nimic. Revenim. Deci cam atât arpacaș am pus eu în recipientul meu. Nu fac altceva decât îl acopăr cu apă. Este bine de știut, dacă programați mai din timp partida, ideal ar fi să lăsați arpacașul de cu seara la muiat. Vă ajută foarte mult ca și la orez
se umflă mai bine baba în profunzime. Noi acum o să-l forțăm puțin prin fierbere și sperăm să iasă cum trebuie, cum a ieșit de atâtea ori. După ce am pus apa, nu fac altceva decât mă voi chinui la umila mea buteliuță de campanie. După cum vedeți, sunt foarte bine pregătit. Și punem la fiert. Vom lăsa să ajungă la temperatura de fierbere și urmărim ceea ce avem de urmărit. Revenim la ale noastre. Să filmăm în perioada în care s-a dat acea lege cu reținerea. Părerea mea, asta așa, făcând așa puțin paralelă de la rețeta pe care o avem, durează ceva timp până ajunge la perioada de fierbere. Părerea mea este că e făcută pentru braconieri. De ce? Nici până acum nu se omora omul cu foarte mult grea. Poate doar nemâncații, să spunem așa, care prindeau o perioadă atunci la reproducere sau toamna târziu, până când începe el să intre la rămol și prindea o cantitate foarte mare de pește. Până la urmă, pescarul de zi cu zi prindea ce prindea și pleca acasă, era liniștit, venea înapoi. Acum va fi nevoit să fure peștele pe care îl prinde. Și cu mâna pe inimă vă spun că toată lumea va face așa. Știți că sunt unul din oamenii care liberează foarte mult pește. De ce? Pentru că nu mănâncă atâta pește cât prind obicei. Nu mai pune în capturi, pentru cei care au întrebat pe canal. Nu mai pune în capturi pentru că vrem să promovăm sportul în sine și nu măreția capturii, da? Nu urmărim, în timp începe să fiarbă, nu urmărim să câștigăm bani mulți. Sunt atâția prieteni ai noștri care fac chestia asta, noi facem și pentru cei care își pun întrebări mereu, am refuzat sponsorizare și voi refuza atâta timp cât fac din plăcere ceea ce fac. Pe cheltuiala mea. Da? Deci revenim la ale noastre, facem ceea ce facem doar de dragul sportului în sine. După cum vedeți, cred că prinde și camera, a început să fiarbă, am pus destul de puțină apă. Nu facem altceva decât amestecăm în continuu. Nu vrem să se lipească, să ia un gust ciudat. Se poate colora. Se poate aromatiza sau pentru cei care sunt mai moderni ziua, se poate dipui. Eu personal îl prefer așa cum l-a lăsat Dumnezeu. Până la urmă dăm la o nadă naturală, la o cereală, dacă părerea mea, dacă îi punem orice altceva, îi schimbăm gustul original. Văd că butelinița noastră este foarte iute. Focul de la butelie este foarte iute. Amestecăm, deci amestecați, nu lăsați să se lipească, va prinde un gust ciudat, știți foarte bine și la mămăliga lipită și la orice mâncare care. Încerc să dau puțin mai încet. Din momentul în care fierbe în totalitate, deci când ajunge la temperatura de fierbere, adică fierbe toată suprafața apei, eu personal îl las în jur de 2 minute jumate până în 3. Asta în funcție și de calitatea arpacașului. Știți că arpacașul este un grâu selecționat, nu e nimic ieșit din comun. Ne-am obișnuit noi cu tot felul de pop-up-uri, de tot felul de. Până la urmă, uitați-vă și dumneavoastră cam ce iese. O să vedeți. Sper să ajungem să filmăm și momentul în care vom aplica baba pac. Până atunci, îl fierbem. Deci, ați observat, absolut nimic nu pun. Nu fac altceva decât am pus cereala și îl fierb. Am văzut și nu neg faptul că se poate face chestii și se face. Eu nu îl aromatizez, nu îl dipuiesc și nu îl colorez. Am văzut colorat în roșu, am văzut colorat în galben, am văzut
arpacaș, rețetă de arpacaș cu gust de ananas, rețetă de arpacaș cu gust de orice te gândești. Pe atunci la ce? Fierbem niște polistiren și îl aromatizăm și e același lucru. Eu personal sunt de acord că cereala trebuie lăsată cu gustul ei original. Așa mi se pare mie, așa dau de atâta timp și n-am să mă schimb. Încerc să mai păstrez din naturalețea de pe care o folosim zi de zi, pentru că ne înconjoară tot felul de dipuri, pop-up-uri, tot felul de... Nu vreau să știți că am un video în care spun că am început să derapăm verbal în ceea ce ține de pescuit. Dacă vorbești cu... Să încercăm să ne și vedem cât de cât. Dacă vorbești cu un tip din ăsta udare de mână, așa mai satisfăcătoare să-i spun. Și un tip care, deci tipul care își poate permite să cumpere de la marile firme, se strică ca pescar, nu știu cum să spun. Deci la un moment dat nu mai știi, nu poți să porți o discuție civilizată cu el, pentru că te simți umil dacă, așa între ghilimele spus, ești fraier. Nu trebuie să te simți umil deloc. Noi știm ce știm, știm cum am pescuit, știm ce înseamnă, nu trebuie să dăm denumiri de tot felul de... La un moment dat v-am zis, te simți, te parcă ești în altă lume. De asta am și spus și cu nada noastră naturală. Deja baba noastră, să încerc să vă arăt, deși nu pot că frige, să mă ajute o mila mea șapcă, a cam tras apa. O să mai pun foarte puțină pentru a-i da voie să aibă de unde să tragă umiditate, să umfle cât trebuie. Știți foarte bine, cred că cei 7.000 de abonați, aproape 7.000 de abonați, reprezintă pescari cu suflet adevărat. Și nici n-aș vrea să se aboneze, nu că n-aș vrea, oricine vrea, dar nu aș vrea să, numai de dragul de a avea abonați, să schimb stilul de realizare a videoclipurilor și cum să spun eu, ideea de plecare a canalului, în momentul în care am făcut canalul, da? Am spus-o și știți foarte bine, și pe Facebook am tot așa o pagină pescuit clasic, tind să rămân la pescuitul pe care l-am învățat acum de vreo 40 și ceva de ani. Eu având acum 42 ani, îmi place să spun, da? Și n-am fost niciodată trădat, să zic așa, de pescuitul clasic. Am venit și cu pește, am venit și fără pește, asta este frumusețea. Revenim la ale noastre. Am să încerc să scot, să vedeți cum s-a modificat și cât s-a mărit baba de... Cred că cele 2 minute jumate ale noastre au trecut. Vom opri focul. Dar nu ne vom opri din mestecat, pentru că din amestecat, pentru că fiind un vas de fontă, își menține foarte mult căldura și avem șansa să se lipească. Mai amestecăm puțin, nici nu cred că mai necesită, o voi lăsa așa în apă fără să mai acopăr, nu necesită să o acopăr, voi scoate câteva boabe, le voi lăsa să răcească și vom încerca să vedem dacă, cred că trebuie să mai așteptăm puțin, mai așteptăm ca boaba să tragă bine apă. Mai așteptăm. Bun, au trecut circa 20 de minute de când pasta noastră a fiert, pasta. Cerealele noastre au fiert, vom scoate la întâmplare două boabe. Am luat, cred că se vede, nu știu cum să-l pun să se vadă. Am luat un cârlig de pescuit, un ac, cum îi spun eu. Am fost certat de chibiți. Că nu-i zice ac, îi zice cârlig. Îi zice cum vrea fiecare. Am derapat. N-am făcut altceva decât acul introduc prin bob. Și iată rezultatul. O minunăție. Dacă avem și un viermuș, nu știu unde să pun să se vadă. Dacă avem și un viermuș între cele două boabe de grâu,
Am realizat o montură de ac, eu zic, excepțional. Să acum să vedem și ce atragem, ce facem. Scad acest cârlig. Nu facem altceva decât vom lua spumiera pe care v-am arătat-o mai devreme. Folosesc o cutiuță din aceasta în care altă dată au fost viermuși, dar nu ne deranjează, sau râme, nu știu ce a fost. Și ce facem? Vom scoate cu spumiera ușor, ușor. Eu le pun în cutie. Luați tot ceea ce fierbe, pentru că se poate adăuga cu succes și în momeală, în ceea ce pune sparg. Cred că mâine voi folosi o măliguță de casă și să vedem cam ce pot să adaug în ea. Și când adaug, știți foarte bine la ce mă refer, la ceva cereal. Este o partidă făcută pe repede înainte. Adunăm tot. Bun. Ia să vedem dacă ne permite. După 20 de minute încă mai este călduță, dar... Și o lăsăm, cam mult am pus, o lăsăm cu ceva lichid pentru a lăsa să se umfle și mai mult baba noastră. Nu va fi frică, nu va ajunge să se moaie, nu va fi chiar cu 100%. Va fi mai mult, așa să spunem, înmuiată decât fiartă. Și va avea consistența necesară pentru asta în cârlig. I-am pus capacul și ne vedem cu filmarea de pe Znagov. Să sperăm că timpul ne permite și ne vom vedea cu ceea ce realizăm mâine într-un alt videoclip. Până atunci, Florin Pescaru Nebun vă salută din umilul meu atelier de la Vălin de Munte, cu mare respect pentru toată lumea. Mulțumesc pentru distribuire. Nu există obligativitate, există plăcere. Ce să vă spun mai mult? Ne-am înmulțit. Ne mulțim pe zi ce trece. Avem și material filmat. Sperăm ca anul ăsta să venim și cu alt material. Așteptăm să achiziționăm o cameră, dar mai bine la timpul respectiv. E bine să nu mai vorbim așa mult, pentru că am mai avut și neplăceri. Mai suntem copiați. Nu mă deranjează, dar nu-mi place să văd așa cam la Indigo cam ceea ce fac eu, dar fiecare e liber să facă ceea ce vrea. Cum vă spuneam, sperăm ca sezonul care a început să ne aducă partide reușite, da? Nu vorbim de capturi. De capturi vorbesc cei care pleacă în albă, de capturi. Noi vorbim de partide reușite, de partide care ne ajută să ne cărcăm bateriile și să ne vedem visul cu ochii, acela de a merge la pescuit. Până atunci, cu mare respect, de pe canalul Florin Pescaru Nebun, pe Facebook Florin Pescaru Nebun, de la Vălin de Munte, încă o dată din locul de unde îmi pregătesc și unde îmi țin toate sculele, la bună vedere!